nesporeneni. Bună seara și bine v-am regăsit! Vă salut și vă aduc sincere felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi, sărbătoarea hramului orașului Nisporeni. Sper că vă place astăzi aici și nu m-ați înghețat încă, pentru că echipa Partidul Democrat s-a străduit special pentru dumneavoastră astăzi, organizând acest eveniment frumos, ca să vă bucurați în această zi de sărbătoare de o atmosferă frumoasă, veselă și călduroasă aici, la Nisporeni, indiferent de anotimpul sau temperaturile de afară. Am aici alături de mine o echipă extraordinară, împreună cu primarul orașului, cu președintele Organizației Teritoriale a Partidului Democrat și alți colegi care sunt prezenți astăzi aici, pe care vreau să îi felicit cu ocazia sărbătorii și vreau să-i aduc sincere mulțumiri pentru lucrurile frumoase care le fac ei aici, la Nisporeni. Lucruri de care astăzi putem să ne bucurăm. Proiecte despre care au vorbit colegii și care presupun asfaltarea drumurilor, extinderea iluminatului stradal, terenuri de joacă, apartamente sociale, modernizarea spitalului raional și nu de mult a apărut și moara, un simbol al identității și mândriei noastre locale care ne reprezintă și multe, multe altele. Am făcut lucruri frumoase împreună cu această echipă la Nisporeni, în orașul Nisporeni, în raionul Nisporeni, dar am făcut multe lucruri frumoase și la nivelul național. Echipa Partidului Democrat, guvernul Partidului Democrat, fără a face promisiuni populiste, a început să facă ordine și disciplină în țară. Asta a permis să crească economia și noi deja începem să mărim salariile, pensiile, să reparăm drumurile, apeductele și multe, multe altele. Noi nu promitem, noi facem. Și toate aceste lucruri vom continua să le facem și în continuare, indiferent de ce vorbesc unii ori alții. Vom face lucrurile acestea pentru oamenii din țară, pentru oamenii din localități. Eu personal am să mă implic nu doar la proiectele importante sociale la nivel național, dar în special la proiectele care se vor face aici, în Nisporeni. Pentru că eu sunt de baștină din Nisporeni și rădăcinile mele sunt în Nisporeni. Și pentru că la moldoveni se vine cu cadouri și astăzi am venit cu un suport, am venit cu un teren de joacă pentru Ciurdeasa și un utilaj acustic pentru Casa de Cultură din Nisporeni. La mulți ani, Nisporeni! La mulți ani, Nisporeni! La mulți ani, Nisporeneni! În aplauzele dumneavoastră! Mulțumim mult, domnule președinte, mulțumim mult, domnilor! Ia să vedem acum! Nu! Nu v-ați răcit! Nu ați slăbit urație! Urmează multe lucruri frumoase să se întâmple în continuare pe această scenă. Avem încă artiști de marcă, demn de o sărbătoare cum este hramul Nisporenului. Dragii noștri, știți cine urmează să urce pe scenă? Nu se aude așa și nu convingem până cu două să vină. Haideți să începem să-i strigăm numele, să-i pronunțăm numele. De... mai tare! Bine și Delia, se pregătește deja, își încarcă bateriile pentru că să vă transmită și dumneavoastră acea energie frumoasă, așa cum o cunoaștem noi. Până atunci, să vă mai felicitați încă o dată pentru această sărbătoare minunată, este sărbătoarea voastră. Și cum ar fi mai frumos să ne felicităm decât să strigăm împreună, să chiuim împreună pentru voi, pentru fiecare dintre voi! La mulți ani, Nisporeni! Ne mândrim cu Nisporeni! Ne mândrim cu acești oameni minunați! Sincer, aș vrea să mă înviați și pe mine! Noi vă iubim! Toată lumea vă iubește pentru că Nisporeniul astăzi s-a transformat într-un epicentru a Republicii Moldova, un epicentru de voie bună! În câteva clipe, doar pentru dumneavoastră, Delia!
La mulți ani, Spanel!